Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 anunță că 114.000 de doze de vaccin de la compania Pfizer-BioNTech destinate copiilor cu vârstele între 5 și 11 ani vor ajunge astăzi în România. Vaccinarea copiilor va începe miercuri 26 ianuarie cu programare la centrele de vaccinare autorizate de minister sau fără programare prin prezentare directă în cabinet centrelor de vaccinare dedicate copiilor sau în cabinetele medicilor de familie care au solicitat doze pediatrice. Este obligatoriu consimțământul părinților, aceștia beneficiind conform legii de o zi liberă plătită, iar elevii care se vaccinează sunt scutiți în ziua respectivă de la ore.